Salutare tuturor și bine ați venit sau ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalache. Îmi pare rău pentru absența mea de aici pe YouTube din ultimele 3 luni, dar cum facultatea mă ocupă tot timpul, știți și voi cum este. Astăzi v-am pregătit pentru voi pe masa de review primul iPhone de pe istoria acestui canal și anume iPhone 14 Pro. După cum probabil știți și voi, acest model de iPhone a fost lansat în data de 7 septembrie, iar pe plan local a fost disponibil în magazine pentru achiziționare din data de 16 septembrie 2022. Telefonul are un ecran de 6,1 inch cu o rezoluție de 1179x2556 de pixel. De asemenea, telefonul are un ecran de tip LTPO, care în traducere înseamnă Low Temperature Polycrystalline Oxide. Înseamnă că are rata variabilă de refresh de la 1 la 120 de Hz și când ecranul stă static, acum se află la 1 Hz și când îl deschid urcă la 120 de Hz. Ecranul, după cum zicem, este LTPO, Super Retina XDR OLED, foarte luminos și foarte vibrant, la 120 de Hz, HDR10, cu certificare Dolby Vision, iar densitatea ecranului este de aproximativ 460 de PPI, adică pixel per inch. În premieră absolută, acest telefon, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max, după 6 ani, Apple a ales în sfârșit să schimbe designul ecranului și anume camera selfie de acum este integrată în Dynamic Island. Acest Dynamic Island vă permite să ascultați muzică, să înregistrați memo-uri, voice memo-uri, să conectați căștile dacă aveți o pereche de AirPods și așa mai departe. Procesorul acestui telefon este Apple A16 Bionic pe o arhitectură de 4 nanometri și pentru a vă demonstra cât de puternic este acest procesor, voi face celebrul test Geekbench ajuns acum la 6 ediții. Să uităm drumul. CPU benchmark, start, run CPU. Acum trece prin toate testele, prin stress test, să vadă cât de puternic este procesorul. Photo library. Processor de teste, text processing, asset compressions. Object detection, background blur. Și după cum puteți vedea și dacă erați aici, în camera de review, puteți să-l simțiți telefonul că
nu s-a încălzit aproape deloc. Multe alte telefoane se încălzesc când fac diferite test. Dar nu este și cazul lui. Rugăt este ultimul model de iPhone și este ultimul tip de procesor. Își mai face el ultimele teste finale ca să-și dea seama cât de puternic este procesorul. Și din acum este spre final, iar din moment în moment vom afla rezultatele finale. Și la sfârșitul acestui videoclip vă voi spune o părere după aproximativ 2 săptămâni în care l-am testat pentru a putea vedea dacă vi-l pot recomanda sau nu. Și iată, primele rezultate. Avem 2528 puncte în single core și 6439 puncte, un rezultat extrem de bun în multicore. Iar acum cam atât este test. Acum să vorbim de cea mai așteptată parte în acest moment și anume bateria. Avem o baterie de 3200 de mAh, chiar dacă nu este foarte mare, pe mine tot m-a dus o zi și jumătate de utilizare normală, fără abuzuri și alte lucruri. Acum camerele, ce vă interesează pe voi. În premieră, în acest an, avem pus de Apple, Doamne ajută, o cameră de 48 megapixel, care este aceasta, și nu de 12 megapixel, cum ne-am obișnuit pe iPhone-urile mai vechi. Camera de 48 megapixel are deschiderea diafragmei 1.8, camera ultra-wide de 12 megapixel 2.2 și cea telefoto este tot de 12 megapixel, dar cu f2.8. Și vă voi arăta niște moduri foarte drăguți. Dacă intrați aici în setări, căutați până la cameră, dați pe format aici și aici puteți activa Apple Pro RAW pentru profesioniști ca să fotografiați cu toată camera de 48 megapixeli și pentru video Apple Pro RES. Dar atenție! Dacă activați Apple ProRes, puteți să fotografiați numai 51, 52, 52 de minute. Acum, în ceea ce privește partea de conectivitate, telefonul vine cu suport Nano SIM și eSIM. Ce înseamnă mai exact eSIM? Înseamnă Electronic SIM, înseamnă un SIM digital. Dumneavoastră nu aveți în telefon un SIM fizic, dar aveți SIM digital. Și bineînțeles, conectivitatea 5G,
care până în acest moment nu prea există. De asemenea, iPhone 14 Pro are o mufă cu conector proprietar. iPhone-urile sunt singurele telefoane care, din păcate, au rămas la mufa antică și de demult, și anume Lightning USB 2.0 pentru încărcare. Din păcate, cam toate telefoanele din ziua de astăzi s-au adaptat noilor cerințe și iPhone 14 Pro nu face rabat și excepție de la acest lucru în ceea ce privește mufa jack. Pentru că mari producători adoptă sintagma: dacă dăm 6.000 de lei pe un telefon la Nord, de 6.000 de lei pe un telefon, de ce să mai ne stricăm experiența să ascultăm pe căști cu fir, să ne luăm căști wireless? Așa sunt de părere producător. Cam iPhone-ul, după cum știți, este căutat pentru privacy and security. Și la acest capitol avem, ca metodă de deblocare, avem Face ID, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, busolă și, nu în ultimul rând, barometru. Încărcarea acestui telefon fiind Lightning USB 2.0 este limitat cablurile cu acest standard Lightning la numai 20W. Și acum, în încheierea acestui videoclip, vreau să vă spun și nota de plată pentru acest telefon. Ei bine, cine dorește să-și achiziționeze iPhone 14 Pro, varianta de 128 GB Deep Purple, culoarea cea mai căutată pe care o am eu aici, trebuie să știe că în momentul de față acest telefon este 5600 de lei. Iar acum să vă spun ce v-am promis cam pe la începutul videoclipului. La începutul videoclipului ziceam că vă voi zice și câteva păreri. Ei bine, timp de 2 săptămâni de când l-am utilizat eu, mi-am făcut o așa părere și vă zice, pentru muzică vi-l recomand nespus, adică difuzoarele se aud cu o acuratețe, claritate, fidelitate desăvârșită și ca sistem de operare e mai simplu de utilizat și securitate la fel, dar trebuie să fiți atenți la un aspect. Cine mai are și alte dispozitive Apple, cum ar fi AirPods, o pereche de căști AirPods, MacBook, HomePod, boxe portabile de la Apple, Apple Watch și așa mai departe, se va sincroniza foarte bine cu telefon. Pentru că un două dezavantaje majore, dacă este să spunem așa, ale dispozitivului Apple este: 1. Când vă achiziționați telefoane Apple, rămâneți blocat în ecosistem și trebuie să aveți sau nu aveți în control, trebuie să cumpărați, dacă doriți, o bereche de căști tot Apple, dacă doriți un ceas tot Apple și așa mai departe. Iar partea a doua este legată de aplicație. Ei bine,
Diferența majoră a aplicației Android versus Apple este că toate aplicațiile sunt cu plată. La Apple nu există un abonament, așa cum există pe telefoanele Android și anume Play Pass. Să poți lua o lună gratuit și mai apoi 15 lei pe lună, ca toate aplicațiile cu plată care costă 10 lei, 5 lei, 15 lei și așa mai departe, să devină gratuite. Trebuie să... Deci nu aveți încotro și trebuie să, dacă vă doriți, aplicația, trebuie să plătiți. Deci nu aveți încotro după cum v-am spus. După aceste învățături, luați, trageți dumneavoastră concluziile. Merită sau nu să treceți de pe Android pe iOS? Dar dacă vreți să treceți de pe iOS pe Android, de pe iOS pe Android, sigur merită, dar invers, s-ar putea să nu treceți losul câștigător. Cam atât am avut de spus în acest videoclip. Gazda dumneavoastră a fost Mircea Pavalache și noi ne revedem cu forțe proaspete în următorul videoclip. La revedere!